Bună seara, bine v-am găsit la știrile Teleuniversitatea. Eu sunt Caterina Ledrăr. Aproximativ 40 dintre cei mai buni studenți ai Universității Politehnica Timișoara au fost selectați să facă parte din grupele de excelență. Programul a fost creat pentru tinerii care au avut rezultate deosebite la examenul de admitere în liceu sau sunt recomandați de cadrele didactice. Astfel, UPT încurajează performanța și oferă nenumărate beneficii olimpicilor. Înscrierea în cadrul acestor grupe se face pe bază de invitație pentru studenții cu rezultate deosebite și înseamnă participarea la activități suplimentare cu posibilitatea recunoașterii acestora la anumite discipline obligatorii. Mai mult de atât, tinerii beneficiază de pregătire supervizată pentru participarea la diferite concursuri. Studenții care fac parte deja din aceste grupe sunt încântați de inițiativă. Aceste grupe de excelență sunt o oportunitate deosebită pentru a ne dezvolta pasiunea pentru informatică, mai ales pe partea de algoritmică. Învățăm materia pe care am face-o la un curs în timp de 3 ori mai scurt, cu promisiunea că în curând vom face lucruri mult mai complicate, având oportunitatea de a participa la diverse concursuri. Mă bucur că am reușit să intru, pentru că mi se arată că, într-un fel, toată munca pe care am depus-o în cei 12 ani, în sfârșit începe să fie răsplătită. Și e și o mică onoare că am reușit să fiu ales din atâția de mulți. Eu, intrând pe bază de olimpiadă, mai ales la informatică, din cauza asta cred că am fost acceptat în grupele de performanță. Sunt student la AC-CTI. Nu știu, mi se pare puțin o onoare să fac parte din grupele astea. Mă simt și eu, în sfârșit, că a meritat să lucrez atâta în liceu, să nu fiu atent la ore și să învăț eu info pentru mine. Acum simt că a meritat și că fac ceva ce pot și e la nivelul meu. Este o oportunitate unică pentru mine să fac parte din această grupă de excelență, deoarece e cu adevărat challenging pentru mine. Cursurile vor fi ținute de cadre didactice din universitate, de profesori din cadrul Alianței Române a Universităților Tehnice sau de invitați de la universități și companii de prestigiu din străinătate. Am ales 40 de studenți în grupele de performanță pe 2 criterii, și anume studenți care au intrat la admitere fără examen sau studenți care s-au descurcat foarte bine la programare în primul semestru și au fost recomandați de către cadrele didactice. Sunt olimpici la matematică, la informatică sau au intrat pe bază de portofoliu de realizări, având un portofoliu bogat pe software și hardware. În viitor, proiectul grupelor de excelență se va extinde în întreaga universitate. Am început pe zona de IT, adică pe facultății de automatică și calculatoare și respectiv electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale. Avem un număr mare de studenți care, la care, de fapt, planul de învățământ le oferă o pregătire foarte bună pentru piața muncii, dar avem și o serie de studenți cu rezultate foarte bune pe zona de olimpiade, pe zona de concursuri, studențești, care ar putea acoperi mai mult. Ar veni o zonă de excepție, de studenți de excepție, și din care sper eu sau sperăm noi să recrutăm la un moment dat viitori colegi. Beneficiarii acestui sistem de excelență vor avea acces la burse suplimentare din veniturile proprii ale universității sau la sprijinirea participării la concursurile universitare din țară și străinătate. Donezi sânge și particip gratuit la Team Ocean. Cei care merg la centrul de transfuzii sanguine din Timișoara până în luna mai se pot înscrie gratuit la una dintre cele 7 curse de anul acesta. Astfel, organizatorii celui mai mare eveniment de alergare din vestul țării vor să ajute la refacerea stocului de sânge de care este mare nevoie. Au început înscrierile la cea de-a 8-a ediție a evenimentului Team Ocean, iar organizatorii le dau vești bune joggerilor amatori. Cei care se înscriu până în 16 mai pot participa gratuit la una dintre cele 7 curse de alergare dacă donează sânge în limita a 350 de locuri. Doritorii se pot prezenta la Centrul Regional de Transfuzie Sanguină din Timișoara și pot salva vieți. Pentru fiecare persoană care donează sânge, partenerul campaniei va direcționa între 70 și 120 de lei către cele 15 proiecte caritabile de anul acesta. Acestea fac parte din domenii cum ar fi grupul vulnerabile ale comunității, îngrijirea și salvarea animalelor de companie, educație sau sănătate. 5 branduri de modă din Timișoara sunt prezentate luna aceasta într-un magazin de tip pop-up. Astfel, timișorenii interesați de ultimele tendințe vestimentare pot vizita colțul fashion aflat într-un centru comercial din oraș. Aici publicul nu numai că poate admira corecțiile moderne și sustenabile ale designerilor locali, dar are posibilitatea de a interacționa direct cu aceștia.
Cinci creatoare de modă din Timișoara își prezintă colecțiile vestimentare într-un magazin temporar de tip pop-up aflat într-un mare centru comercial. De la stilul boho chic până la creații originale ca ia tricotată, kimonouri reinterpretate sau haine din materiale sustenabile, publicul poate cunoaște astfel mai bine scena modei timișorene. Pentru primăvara aceasta ne-am gândit să facem lucruri noi, proaspete, pastelate, colorate, o nebunie de texturi. Deoarece în urma pandemiei, după 2 ani în care oamenii au stat doar în pijama, doar în casă, am spus că e momentul în care să simțim din nou mătase pe piele, să simțim din nou brocard. Chiar ne-am focusat pe tactil, pe cromatic, pe contraste. Designerii timișoreni se focusează pe reciclarea și sustenabilitatea materialelor, astfel încât să aibă cât mai puține pierderi și să refolosească piesele din colecțiile mai vechi. În colecția de acum 2 ani, printul acesta se regăsea pe kimonourile de atunci. Îmi place să reutilizez cumva materialele, să mă joc cu ele, să mă joc cu printurile, să le găsesc cu alte destinații mereu, cumva să nu irosim ceea ce și totul să se recicleze și să se reutilizeze. Cred că până la urmă asta face diferența între, nu știu, magazinele de mass market, să zic, și designerii locali. Magazinul temporar ce găzduiește colecțiile celor 5 branduri de modă timișorene va rămâne deschis într-un mare centru comercial din oraș toată luna martie. Noi punem punct aici știrilor, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți pe Teleuniversitatea, urmează sport și datele despre vreme. Nu uitați că de luni până vineri ne puteți urmări live, atât pe Facebook cât și pe YouTube. Un final de săptămână excelent tuturor! La revedere! Echipa de fotbal Politehnica Timișoara va susține sâmbătă meciul din etapa 19-a, ultima a sezonului regulat din Liga a doua. Adversar va fi una dintre candidatele la promovare, FC Hermannstadt Sibiu, iar meciul se va disputa pe stadionul Știința de la ora 14. Intrarea va fi liberă și va fi prima partidă după ridicarea tuturor restricțiilor în contextul pandemic. Alvioleții se află pe locul 14 în clasament cu 21 de puncte. Un joc între două echipe cu mare nevoie de puncte. Sigur că obiectivele sunt diferite în cazul nostru și al adversarului, însă cred că nevoia de puncte este aceea și de o parte și de cealaltă. Un joc probabil foarte intens, așa cum a fost și cel de data trecută și așa cum sunt toate jocurile până la urmă. Și un joc de la care ne dorim să ne ridicăm la nivelul așteptărilor suporterilor care au fost alături de noi și la Chiajna. Întâlnim o echipă bună a campionatului, cu pretenții clare de promovare, dar consider că echipa este într-un moment bun și dacă continuăm pe aceeași linie, cu organizare bună, cu atitudine bună, sunt convins că vom obține un rezultat bun mâine. După meci va avea loc un marș al fanilor Viola, sub egida Respect pentru sportul timișorean. Marșul va începe la stadionul Știința și se va încheia la prefectura județului Timiș, iar scopul este de a trage un semnal de alarmă pentru starea critică a sportului din oraș și a infrastructurii sale sportive. Duminică de la ora 10, în zona de nord a pădurii Bistra, din zona Ghirodei, drucheria va fi implicată în plantarea Codru 2022. Este o acțiune de plantare și reîmpădurire și va fi amenajată și o zonă de relaxare. În semn de recunoștință pentru membrii oficiali ai drucheriei, un de membru va fi echivalentul unui puiet de stejar plantat. Încasările vor fi donate Asociației Suporterilor Timișoreni Drucheria cu scopul susținerii misiunii lor de a ajuta refugiații ucraineni. Prima ediție acestui festival a avut loc în luna august 2019. La Timișoara va urma o noapte destul de rece pentru această perioadă a anului. Temperatura minimă se va situa la minus 6 grade Celsius, însă nu sunt semnalate fenomene meteorologice, iar cerul va fi senin. Pe locuitorii din orașul de pe Begai așteaptă un început de weekend cu vreme frumoasă, însă răcoroasă. Va fi soare pe tot parcursul zilei de sâmbătă, însă maxima nu va depăși 5 grade Celsius. Vremea va fi asemănătoare și la Lugoj. Noaptea, mercurul din termometre va coborî până la minus 6 grade Celsius și nu va fi nici urmă de nori. Cerul se va menține senin și sâmbătă pe tot parcursul zilei, iar maxima va fi de 5 grade Celsius.
Minus 5 grade va fi temperatura minimă după lăsarea întunericului la Buzea și unde nu sunt semnalați nori. Soarele se va instala pe cer de la primele ore ale zilei de sâmbătă și în stațiunea Timișeană, unde maxima nu va depăși 5 grade. Și în vestul județului Timiș, la Jimbolea, urmează o noapte liniștită cu minime de minus 5, minus 6 grade Celsius. Vremea va fi însorită pe tot parcursul zilei de sâmbătă, când maxima se va situa la 5 grade. La Sân Nicolau Mare, minimele vor fi de minus 5, minus 6 grade Celsius pe timpul nopții, iar cerul va fi senin. Sâmbătă va fi soare de la primele orele dimineții până la apus. Nu sunt semnalate fenomene meteorologice nici în cel mai vestic oraș al țării, unde temperatura maximă nu va depăși 6 grade Celsius. Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului. Consiliul Român pentru Publicitate lansează marca etică. Garanția că tu poți avea încredere în spotul pe care îl vezi. Marca etică atestă că o campanie publicitară este verificată și corectă. Marca etică este o inițiativă a Consiliului Român pentru Publicitate. Salon Kelly Image vă așteaptă la o porție de înfrumusețare. Coafură, frizerie, cosmetică și tratamente faciale. Servicii de make-up profesionist. Manicură și pedicură. Masaj și tratamente corporale. Ne găsiți în Piața Victoriei, numărul 7, din Timișoara. De pandemie au afectat destul de serios organizarea de evenimente. Cei care au dorit să facă nuntă în 2020 și 2021 au întâmpinat tot felul de restricții, amânări sau chiar anulări. Anul acesta pare că le aduce noroc viitorilor însurăței, deoarece sunt șanse mari ca numărul evenimentelor să explodeze. Miresele sunt deja în căutarea rochiei perfecte, care nu mai trebuie să fie foarte încărcată, ci din contră să aibă linii simple și lejere. Se merge mult pe boho în ultima vreme și noi am și adus în colecția noastră multe rochii în stilul acesta pentru nunți relaxate, în aer liber, genul acesta care să fie cu voal, vaporoasă. Nu mai caut atât de multe broderii, nu mai caut atât de multe accesorii, nu mai avem rochiile acelea foarte, foarte încărcate și cu foarte multe strasuri și foarte multe aplicații. Asta este extrem de grea, dar la stăm așa de ea și este foarte căutată pentru care buzunare, aceeași poveste. Pentru colonie civilă. Când vine vorba de bani, cele mai multe mirese caută să se încadreze într-un buget de 3.000-4.500 de lei. Mi-aș dori ceva de genul pe corp, să fie super accesorizată, finuță, poate cu spatele gol. Ai un buget? Da, am și un buget. Cam cât? Nu știu, să zic până în 4.500 de lei. Îți cauți roche de mireasă? Da. Ai găsit ceva?
Am încercat. Ce ți-ai dorit? Cred că ceva sirena. Ceva pe corp. Ai un buget? Nu, nu am un buget. Cerceii, colierele și accesoriile de păr vin în completarea ținutei de mireasă. Acestea au devenit și ele mai simple și mai elegante. De exemplu, cum e această coroniță, corteluță. Se potrivește pe mai multe tipuri de coafură și merge cu o pereche de cercei foarte micuți, cum ar fi aceștia. Multe mirese, de exemplu, cer și varianta piaptă, nu merg pe valuri legere, văd că în ultima perioadă nu mai caută coafuri din alea complicate. Deși mirilor le este mai ușor decât mireselor să își aleagă vestimentația pentru nuntă, și aceștia trebuie să scoată din buzunar minimum 3.000 de lei pentru un costum. Cei mai mulți dintre ei se uită la acest costum, la clasicul smoking negru, care este, de fapt, pentru chiparea codului vestimentar black tie, și, practic, poate și pentru că cele mai multe nunți au loc la săli elegante, e practic costumul cel mai potrivit pentru genul acesta de eveniment. Zâmbete, dulciuri și magie sunt ingredientele ce pot aduce un plus de originalitate unei nunți. Viitorii miri aleg torturi spectaculoase, numere de magie sau cameră de filmat la 360 de grade, tocmai pentru a surprinde într-un mod cât mai plăcut invitații. Înainte să intre în pandemie, s-a mers foarte mult pe modelul naked sau semi-naked. Așa e. Da. Și acum lumea caută iarăși big. Să fie torturile mari, impunătoare și, bineînțeles, cu auriu, neapărat auriu, ca și candy bar. Oriceva, un candy bar mai lejer, cu produse foarte, foarte light și mai ales foarte lucrate din materie primă naturală. Se caută mult pavlova, mini-tartele. Un număr artistic, un magician priceput, poate fi un moment captivant pentru toți cei prezenți la petrecerea din seara nunții. Trebuie doar să o agiți și să o mișcă așa, că cartea automat se schimbă și devine cartea ta. Dacă eu iau cartea asta, o să o pun așa în pachet și o să-ți arăt cum. Uite, iau șaptele, le întorc și îl pun așa în pachet. Îl las aici, dacă pocnesc în degete, cartea sare prima. Iar ca să aibă câte o amintire personalizată, camera ce filmează la 360 de grade este una dintre atracțiile ce trebuie încercate mai ales de amatorii de postări pe rețelele de socializare. E cea mai nouă chestie, se transmite în 5-10 minute, depinde cum e conexiunea pe internet, pe mail-ul invitaților, și știm cu toții că în ziua de azi story-urile la Facebook și Instagram prind foarte bine. Lumea vrea să-și facă așa ceva. Da, din fericire da, sunt deja câteva zeci de clipuri făcute în ultimele 2-3 ore. Bine v-am regăsit! Ați ascultat un scurt fragment din cel mai recent album semnat de invitatul meu, trompetistul, compozitorul și producătorul muzical Petre Ionuțescu. Îți mulțumesc tare mult că ești aici! Salut! Mersi mult de invitație și mă bucur că în sfârșit am apucat să ne vedem, că deja de vreo lună tot încercam. Exact. Pentru că am ascultat în introducere un fragment din albumul tău
recent lansat, Murmur. Vreau să vorbim puțin de povestea acestui album, pentru că știu că e o premieră absolută pentru în România. Adică m-am uitat pe YouTube înainte de să lansez discul și eram curios dacă au mai fost filmări făcute pe lac și concert live. N-am găsit, probabil că e premier. Cum ți-a venit ideea? Cum s-a născut proiectul ăsta? Înainte de concert, cu câțiva ani înainte, deja căutam locații și zone mai puțin convenționale pentru concerte de ale mele, tocmai în ideea de a explora și alte spații, folosindu-mă de reverbul locului. De înainte, cu câțiva ani, am făcut concertul de la mănăstire și când am ajuns să fac concertul ăsta, practic de curs natural, practic am căutat locații și am ajuns la un moment dat în Văliug, la invitația lui Marius Dan Pascariu, care e fondatorul asociației Trei Compas. Trei Compas a și organizat cumva evenimentul. Și când am fost invitat la casa Trei Compas din Văliug, am luat un tulnic, am suflat în el, am auzit ecourile așa cum s-aud munții și așa un sunetul din lac, noaptea, era frumos. Zic că un concert, cred că ăsta ar fi cu un concert pe lac cu trompetă și alte instrumente care să acompanieze. Și practic mi-am imaginat că cine ar asculta și momentul ăla pe care l-am trăit eu, sigur s-ar bucura și ar avea o experiență inedită. Și la fel și pentru mine, care am susținut concertul, a fost tot o experiență inedită. Și practic m-am întâlnit cu fondatorul asociației. Asociația organizează, în vederea asta, să organizăm evenimente culturale pentru, în scopul integrării și sprijinirii copiilor cu dizabilități. Asta e ideea asociației. Și am zis că, ca și punct de plecare, poartă care deschide noi evenimente și noi chestii, am zis să fie un concert pe lac, așa mai inedit. Hai să ne întoarcem un pic la începuturile tale, dacă am început invers cu ultimul sau cu cel mai recent proiect. Care ar fi prima ta experiență legată de muzică, momentul în care ai decis că vrei să faci muzică? Nu știu dacă am decis eu. În sensul că, da, m-am trezit de mic copil cu instrumente în jurul meu. Erau jucăriile mele favorite, într-adevăr, că și acum mai povestește maică-mea și taică-mea că câteodată nu eram așa cu ciocane și alte jucării, scule și nu știu ce, eram mai mult cu instrumentele și am început să cânt la ele. Așa, pentru început, taică-mea mi-a zis, ăsta e instrumentul, la trompetă mi-a zis, ăsta e instrumentul, să-l pui pe buze, sufli și asta ar fi do, re, mi, fa, sol, la, si, do, cele 7 note diatonice, că după aia am observat că mai sunt 5 în plus alea cromatice, 12 în total, care tot se repetă. Și am început să cânt la ele. Și părinții mi-au observat că îmi place să cânt și că e o preocupare constantă. Și la un moment dat, dacă stau bine să mă gândesc, că prima experiență, cred că a fost chiar la o mormântare. Că taică-mea avea o fanfară cu care ajuta. Deci avea influență și din familie. Da. De la bunicul meu. Bunicul meu a cumpărat instrumente de fanfară de la soldații ruși după al doilea război mondial și a făcut prima fanfară în sat cu copiii lui. 6 copii. Toți ori cânta la trompete și alte instrumente de alamă. Și cumva de aia e considerat cumva un instrument un instrument de familie. Un instrument cu care au avut contact toți, de la bunicul meu încoa. Și taică-mă la fel și fanfară, având și-o dat seama că la un moment dat încep să cânt și eu mai după ureche, mai după note, am zis, păi, na, copilul știe să cânte, am început să mă laude, am primit feedback-uri bune de la oameni, hai la o mormântare, am mers la o mormântare, prima experiență, n-am cântat nimic. Am stat cu trompeta în mână, așa, mergeam pe stradă, veneau melodiile pe care le știam,
mai luam trompeta sus, mai suflam mâna, puneam înapoi și cred că și din cauza faptului că lumea deja aștepta momentul în care, pentru că toți știau de mine că eu cânt de mic și eram mic, nu aveam 10 ani încă și așteptau să cânt și eu cum simțeam presiunea că toți se uită la mine și așteaptă și hai cântă, hai cântă, am zis lejer. După care liceu ai făcut la Arad, facultatea și vreau să-mi spui cumva care a fost primul proiect muzical sau momentul în care ai început să cânți cu trupele cu care ai avut colaborări. Păi în liceu am mers la liceu la secția trompetă, muzică clasică. În paralel am mai făcut o trupă de jazz cu niște colegi, se chema Junior Jazz Band și eram cumva trupa școlii de rock and roll, cumva era distractiv și ne plăcea. Aia a fost prima experiență cu o trupă în afară de ce am făcut înainte, fanfară, cânta singur și muzică clasică, orchestră și așa. După aia am mers la facultate, în facultate la fel, am cântat în filarmonici și am început să cânt cu alte trupe. Prima formulă cu care am cântat a fost o formulă cânta pe stradă cu niște prieteni. Efectiv, am cântat la sărbătoarea saltimbancilor, ne-am bucurat că lumea se bucura și venea și ne ascultau. Și următoarea chestie a fost când am fost invitat de Edi Neumann, saxofonistul de la Blazaj, care a fost la Blazaj la sala de repetiție și era trupa care preceda Blazaj, Funky in the Free. Mi-a plăcut, am cântat cu ei un pic, hai să mai cântăm și așa am ajuns să fim împreună când s-a format trupa Blazaj. Și a apărut și numele și primele primele compoziții ale trupei. Ulterior s-a diversificat cumva partea asta de colaborare și vreau să ajungem la capitolul ăsta pentru că nu știu, trupe ca Alexandrina sau Subcarpați sau Negură Bunget, ai avut foarte multe colaborări, vreau să vorbim un pic de fiecare. Uh-huh. Păi după aia pot să zic că am inițiat fondarea Romanian Brass Society, prima asociație de alămuri din România, cu care am organizat alături de Sergiu Cârstea, profesorul și trompetistul foarte fain Sergiu Cârstea. Am fondat asociația Romanian Brass Society, am organizat niște concursuri. După aia, între timp, concertam cu Blazaj, am ajuns pe la București, ne-am întâlnit cu Alexandrina chiar la un concert de Blazaj, oarecum nu întâmplător, că ea își dorea să scoată un album eu cu Gabriela și chiar ne gândeam să ne facem o firmă de producție, adică să ne ocupăm de orchestrații, de și altceva decât concerte. Și cum ne-am întâlnit la fix, că ea își dorea album, noi să producem și așa s-a legat prietenia și primul disc Home de Lut al Alexandrinei cu orchestrația și producția muzicală noastră. Tot așa mă gândesc că și colaborările cu cei de la Subcarpați, cu Subcarpați, da, Dai cu Bin, mă știam de mult și la un moment dat a fost un proiect Subcarpați și orchestra și am fost invitat la să cânt la instrumente de lemn, de suflat de lemn, fluier, caval și tulnic, mi se pare, da. Apropo de asta, voiam să te întreb și mai înainte când spuneai de instrumente, în afară de trompete, la câte instrumente? Da, e o întrebare destul de des, mi se pune destul de des. Nu știu încă, nu le-am numărat, dar cred că sunt destule. Adică, cred că la un moment dat m-am gândit să le număr pe cele cu care am înregistrat și nu la toate. Acum de cântat, cânt la cam tot ce instrument muzical și îl prind în mână, îmi place să mă joc el să cânt. Dar o să le număr pe cele cu care am înregistrat. Probabil că sunt mai mult de 10 cu care am înregistrat. Hai să ajungem la proiectul tău, la trompetre, care mie îmi place foarte tare. De la nume până la ce faci tu. Cum
ai ajuns la inițiativa asta? Păi trompetele, de fapt, e unul dintre cele multe nickname-uri ale mele. Am vreo 70, le-am scris la un moment dat. A apărut prin liceu ideea de trompetă, adică ca și poreclă. Și la un moment dat am zis, hai să fac ceva cu în ideea asta cu trompeta, adică eu și trompeta, să ne luăm să cântăm așa, să facem concerte solo. Inițial și a apărut cumva ca și proiect solo, după care prieteni, artiști foarte faini, i-am simțit că vreau să se alăture și să facem cumva un proiect mai larg, nu neapărat solo. Și atunci l-am numit Trompetre cu prietenii, cu care am scos un disc la Maria Ratna, la mănăstire. Și am avut câteva concerte pe la festivaluri, pe la festivalul de jazz, cumva mini-turnee. Și na, e un proiect de suflet, pentru că am zis că e momentul să iau trompeta, eu cu și trompeta, că le trompetre, și să ne apucăm să cântăm. Pentru că timpul se scurge foarte rapid și ne apropiem de final, vreau să vorbim un pic de parcursul ăsta al tău stilistic, pentru că abordezi foarte multe și diverse stiluri muzicale, de la poate primele până la ce ai ajuns să faci, să experimentezi. Da, nu știu dacă am experimentat stilistic atât de mult, cât am ajuns în conjuncturi în care muzica era de altă factură stilistică decât cea de dinainte sau colaborarea mea dinainte. De exemplu, am ajuns poate într-o trupă de hip-hop, nu neapărat sunt hip-hopper, sau într-o trupă de rock, nu neapărat sunt rocker. Adică, cred că s-a schimbat mai mult conjunctura în conjunctura stilistică și practic eu n-am făcut altceva decât să mă prezint cum aș fi prezentat oricum în orice altă conjunctură. Practic e și nevoia de explorare cumva, că am ajuns să fac jazz ambient cu eclectic, experimental, îs atracții de nou, clar, de să vedem cum e. Dar nu pot să zic că m-a atras neapărat stilistică mai întâi. Cumva am simțit că da, ar fi fain să fac un pic de experimental, de experiment, de diverse cărări stilistice, muzicale. Am vorbit de Petre Ionuțescu, artistul. Hai să vorbim în câteva secunde de Petre Ionuțescu, omul. În câteva cuvinte. Omul. Omul. Tu, omul. Om, da, Afru Bănățean, mi se mai spune. De la Lipova. Afru Bănățeanul de la Lipova, da. Omul, nici nu știu că n-am cumva cu muzica în frate, nu dau seama care parte a mea de om la care te referi. Îmi place în rest să schiez iarna, să merg vara la mare, să mă dau cu bicicleta. Sportul îmi place foarte mult și acolo am înclinații, că mi-a plăcut de mic. Diverse tipuri de sport le-am explorat și experimentat și tot timpul mi-a plăcut să fac sport, aia e clar. De multe ori nu am făcut cât aș fi vrut, din diverse motive, adică lipsă de timp sau de organizare, dar e o latură de-a mea pe care o îndrăgesc mult, sportul și călătoriile în natură, diverse locuri. Îți mulțumesc tare mult că ai stat de vorba. Și eu mersi mult și spor, faceți o emisiune foarte faină și tu, excelent. Mersi tare mult. Vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, gânduri bune.
seara. Dacă o fi bună seara, sau dacă mai putea fi bună, ca să zicem așa, seara asta, vedem în continuare și cu Vasile Ernu, scriitor. Discutăm astăzi despre ce se întâmplă în Ucraina, implicit despre ce se întâmplă în Rusia, implicit despre ce se întâmplă în lume, de fapt. Vasile, hai să le luăm în ordinea asta. Ce se întâmplă în Ucraina în viziunea ta? Ce se întâmplă? În Ucraina, în acest moment, se întâmplă un război, adică nu mai putem pune în discuție acest lucru, indiferent cum numesc rușii acest lucru, această operațiune specială, în termeni foarte al serviciilor secrete. Noi avem un război. Da, noi avem un război, un război de ocupație, de agresiune împotriva unui stat independent, practic un război de ocupație. Acest lucru este fără precedent în zona noastră de foarte, foarte mulți ani. Ești specialist în spațiu ex-sovietic, ca să folosim o expresie standardizată. Ești autorul unor cărți foarte cunoscute, Născuți în URSS, a deschis, practic, seria, să zicem așa, cumva, a cercetărilor tale literare, dacă vrei, în domeniul ăsta. Acum, cum e văzută, cum e percepută Ucraina de către Rusia, de către ruși, cum e percepută Rusia de către ucrainieni? Da, în perioada de dinainte de război, uite că vorbim deja de înainte și după război, sau în timp de război, pentru Libertate am făcut mai multe materiale, că toți eram curioși, să anunța războiul. Eu recunosc sincer și o spun cu mâna pe inimă, nu am crezut. Mie și acum este foarte greu să cred, pentru că pentru mine e o tragedie personală, cunosc ambele lumi destul de bine, am trăit acolo, am prieteni de ambele baricade și este aproape imposibil de crezut. Însă, am urmărit instituțiile de specialitate independente care au analizat ce cred rușii, ce cred ucrainenii. Și asta era un argument, culmea, împotriva războiului. Rușii nu credeau în război, ucrainenii nu credeau. Există o percepție reciprocă bună unii despre alții, dar rea despre guvernări, adică ucrainenii nu cred în guvernarea Putin, rușii nu cred în guvernarea Zelensky, dar între ei... Dar aici e o întrebare. Există premize de război. E o întrebare fundamentală. Rușii cred în guvernarea Putin? Aici e puțin altceva. Că asta e foarte important. Rușii, culmea, că în perioada de dinainte de război a fost o perioadă în care autoritatea lui Putin a scăzut foarte mult. Undeva se estimează că se ridica la 60% cei care erau dispuși să-l urmeze, 60-40%, un procent destul de mare. Nu era egalitate, dar era mare. Adică Putin scăzuse foarte mult. Culmea că războiul, asta e un paradox care va trebui să-l explicăm în timp, a crescut popularitatea lui Putin. Asta e o problemă foarte complicată. Așa, și în timp ce în Ucraina fenomenul pare a fi similar, întrucât invadarea Ucrainei de către ruși a dus la cote astronomice, planetare, la, da, popularitatea lui Zelensky. Corect. Avem ce? Care... Cine se confruntă? Și Zelensky era într-o cotă foarte scăzută. Acum Zelensky devine erou. Este foarte interesant ce se întâmplă acolo. Ucraina devine dintr-o necunoscută și o țară neclară, acum devine, pentru că ne solidarizăm și e normal să ne solidarizăm cu cei care sunt atacați, care sunt în necaz. Cu victima, da? Într-un cuvânt. Cum? Cu victima. Absolut. Aici nu este... Adică sunt câteva lucruri care nu putem să le punem în discuție. Condamnarea, fără drept de apel, a agresiunii rusești și a regimului Putin, aici nu discutăm. Adică putem să vorbim despre cauzalități, putem să vorbim multe lucruri, dar acest lucru trebuie condamnat. Așa cum trebuie, pe a doua parte, să ne solidarizăm cu victimele. Din punctul meu de vedere, asupra acestor lucruri, trebuie să fim cu toții destul de clari. În rest, despre cauze vom avea timp să discutăm și mai departe. Și va trebui să discutăm într-o zi, să tragem linie. Dar în acest moment, condamnarea regimului pe de o parte și a războiului de agresiune și solidaritatea cu Ucraina, cu victimele în mod special, mai ales acum avem refugiați, trebuie să încercăm să ajutăm, să ne organizăm și așa mai departe.
E Ucraina văzută în Rusia ca un fel de stat siamez al Rusiei, de cum ar fi German siamez, de stat care de fapt are o identitate incertă și așa mai departe? Este asta o optică mai profundă la nivelul populației, nu doar al lui Putin? Da, există această percepție, evident, pe diverse paliere. Pe de o parte, cultural, social, politic. Pe de altă parte, familii foarte amestecate, adică care au prieteni sau rude pe ambele baricade și mai departe. Există această idee că Ucraina este un soi de leagănul vechi al Rusiei, Rusia kieviană, întreaga da, capitala la Kiev. Și așa mai departe. În ciuda acestui fapt, mie mi se părea în ultimii 25 ani că se făcuse un anumit tip de consens în care, cel puțin la percepția publică, că putem trăi în țări separate, putem trăi împreună și ca statalități diferite, chiar dacă nu ne iubim conducerile, nu trebuie să ne iubim prea mult conducerile, oricum nici pe ale noastre nu le iubim, de ce să le iubim pe ale altora? Dar putem trăi în acest tip de stat, adică de stat vecin în care să putem trăi împreună. Păi, nu numai stat vecin, că practic trăim într-o lume, adevărat că asta nu se întâmplă la nivelul fostelor republici sovietice, inclusiv Rusia. Trăim într-o lume în care, cum să zic, granițele persistă, că sunt țări diferite, dar frontiere nu mai sunt. Da? Se trece ca dintr-un județ într-altul, cum ar fi în Uniunea Europeană și așa mai departe. Și între Rusia și Ucraina se trecea ca și, cum trăim, cum se trece la noi cu Moldova și așa mai departe. Foarte simplu, poți să te duci, lucrurile funcționau destul de bine. Evident, ca să fac o glumă cinică, Putin a arătat cu adevărat cât de simplu se trecea din Rusia în Ucraina. Da, din păcate, adică cu tancurile nu e cam mai... Da, e foarte interesantă și tipologia liderilor care se confruntă. De pildă, în Putin avem ce? Un fost sau actual, poate judocan, că el e centură neagră în judo, un sportiv, da, un ins care s-a apucat la 60 de ani de hockey versus un actor. Sport versus cultură, pe de o parte, te rog. Pe de o altă parte avem, omul e din servicii, vine din nucleul dur. Chiar aș vrea dacă suntem la Putin să facem această scurtă analiza lui prin prisma unor citate celebre din Putin. Și anume, știi ce a declarat? Că odată ce ai fost nu există ceva de tipul fost membru KGB. Odată ce ai fost, rămâi pe veci, te rog. Da, este așa cum cred că nimeni nu putem să ne schimbăm identitatea națională. Culmea e că există meserii, se pare că odată intrate nu mai pot fi, îți intră într-un soi de ADN, hai să zicem așa, simbolic. Da, face parte din mașinăria administrativ a puterii, a nucleului dur, pentru că vorbim de armată, mă rog, el nu-i cazul armată, ci servicii, care a fost un soi de elementul, nucleul dur al unui regim, de tip imperial, sovietic și mai departe. A crescut, monstru se pare că a crescut, până a făcut lucruri care, asupra cărora majoritatea am avut îndoiele. Adică puțini dintre noi sunt cei care au crezut că vom asista la o astfel de război. Toți speram că va fi o mică formă hibridă, se va ajunge la negocieri, vor intra instituțiile internaționale. Război rece, mai mult sau mai puțin, să o zicem așa. Toți am crezut într-o formă de rațiune cu care și un mic tip de pace cu care ne-am obișnuit, pentru că trăim într-o pace lungă, chiar dacă pe glob au mai avut loc evenimente destule. Dar în zona noastră, totuși, cu excepția postei Iugoslavii, am avut o pace lungă. Și ne-am obișnuit cu ea, ni s-a părut că e rațional să trăim așa, să ne înțelegem, și uite că lucrurile nu sunt așa. Și acum avem război peste noi și ne sperie. Un alt citat din Putin, care e mai legat, mai direct de situația de acum, e următorul. Să regreți Uniunea Sovietică înseamnă să nu ai creier, minte. Să nu o regreți înseamnă să nu ai inimă.
Apropo de manuale, tu știi foarte bine că el a dat-o, cred că e chiar lege, dar oricum o măsură, dacă nu o măsură oficială în Rusia, în care se promova o anumită viziune asupra istoriei oficiale a Rusiei. Deci rolul ei în Marele Război Patriotic, cum se numește cel doilea război mondial și așa mai departe, la faptul că trebuia cultivată oficial o anumită versiune asupra istoriei sau nu putea fi chestionată o anumită versiune asupra istoriei. Când a anexat Crimea, el după invazie a ținut un discurs în care a încercat să justifice cultural, istoric. Acum a făcut-o înainte. Mm-hmm. Da, acum a venit foarte programatic cu un discurs punctual pe acest subiect și a spus foarte bine viziunea. Asta presupune un soi de revanșism și de reconfigurare a unei istorii care cumva părea încheiate. Adică noi ziceam, s-a sfârșit istoria, mergeam pe această sfârșit de istorie. Se pare că am ieșit, a fost doar o pauză de odihnă de vreo 30 de ani și acum se reia toată povestea aceasta refacerii istorice, care pare destul de, nu că doar riscantă, asta presupune război, iar războiul e treabă foarte complicată și presupune sacrificii imense și cel mai grav presupune morți în rândul populației civile care n-au nicio vină. Bă, imaginea cu acel copil cu o jucărie într-o plasă trecând singur granița în Polonia, că n-are un minut sau cât are, poate nici atât, a fost ceva ce eu n-am putut să urmăresc până la capăt. Da, sunt foarte multe imagini. Plângând copilul. Este emoționant, este șocant, mai ales că ne-am dezobișnuit decât, adică noi am văzut în filme anumite lucruri, dar suntem pregătiți să distingem între film și realitate. Acum ne-am trezit cu această realitate foarte dur, dai seama, vorbesc foarte mult cu oamenii de acolo, vorbesc cu oamenii din zonă, vorbesc chiar și cu cei din Rusia, care pentru mulți este o tragedie, pentru că se simt foarte vinovați. Am și scris câteva texte, am și făcut niște interviuri cu intelectuali foarte importanți care spun, nu este rușine de noi, de ce se întâmplă, pentru că avem o conducere care în numele nostru omoară. Asta pune problema în următorii termeni. Dom'le, se tot vorbește cum că, de fapt, în realitate, Putin nu poate fi dărmat decât din interior, cum ar fi printr-o revoltă, revoluție, depinde cum îi spunem, da? Pe de altă parte, e clar că el are susținerea unei părți însemnate a populației. În continuare, tu, în aceste condiții, vezi lucrul ăsta, revolta întâmplându-se? Teoria mea este, acum, poziția mea este în felul următor. 1. Condamnarea fără drept de apel a războiului și a regimului. 2. Solidaritatea cu ucrainenii, cu cei necaz. Și 3. Eu susțin că trebuie să ne solidarizăm și cu rușii care strigă împotriva regimului. Adică și ei sunt niște victime. Asta înseamnă că noi facem presiune, pentru că chiar acum am scris un text, o să apară în vreo 7 limbi, scopul textului cumva să arăt că trebuie să ne solidarizăm și cu rușii care luptă împotriva războiului și a regimului, pentru că e nevoie să simtă presiunea asta din interior. Pentru că eu cred că acest tip de presiune poate influența. E adevărat că situația este la mâna militarilor mai degrabă decât a politicienilor în acest moment. Eu cred că în interiorul regimului sunt mai mulți factori de putere care pot să negocieze, care pot să gândească rațional cât de cât și să-și verifice cumva, să-și analizeze riscurile. Pentru că și acolo e vorba că într-o zi povestea se va termina. Cineva va trebui să dea răspuns. Să-și asume niște responsabilități. Pentru că e vorba de responsabilitate imensă. Și eu cred că pot apărea în sistem niște probleme destul de mari. Este următoarea sintetizată. Care e de fapt ponderea celor ce îi se opun lui Putin înăuntru Rusiei, în interiorul Rusiei? E foarte greu de făcut o astfel de estimare, pentru că există o mulțime de o voce tăcută destul de mare. Cei care se opun direct, cel puțin până în acest moment, procentul este, avem voci foarte multe din showbiz, culmea, ceea ce pentru mine a fost încurajator. Avem din lumea intelectuală foarte mulți, avem din anumite populații care am pus mici încercări de proteste și mai departe, chiar dacă controlul e destul de mare. Dar aceste semne sunt, trebuie susținute, aceste semne sunt îmbucurătoare, faptul că nu e o tăcere de mormânt, ci sunt voci care vorbesc și spun, asta e lucru foarte bun.
Dar în acest moment, cred mai degrabă că în interiorul elitei de la putere, mai ales în zona militară și mai departe, trebuie să apară voci care să gândească rațional. În acest plan extrem de concret, militar, da? În acest nivel, să zicem așa, pregnant, cel mai pregnant al intervenției în Ucraina, tu cum vezi ce se întâmplă asta raportându-ne aici la mitul, marele mit al Marii Armate Roșii? Că felul în care lucrurile sunt prezentate pare a fi în sensul următor, că ea se fac de râs acolo. Pe de altă parte, e clar că au un anumit câștig teritorial de cauză. Poate că încet, poate că nu ce-au dorit, dar l-au cumva. Da. Nu sunt expert, nu mă pricep la militarie. În ultima perioadă trebuie să urmăresc o mulțime de discursuri a experților militari. Cred că e unul dintre războaiele care, chiar dacă aparent se duce în online, el are foarte puțină informație. Adică avem multă informație care nu ne dă ansamblu, ci ne dă numai fragmente și foarte emoțional. Rușii nu transmit aproape nimic ce se întâmplă, nu avem niște date concrete decât niște chestii vagi. Ucrainenii transmit foarte multă informație, dar e foarte vagă din punct de vedere al întregii operațiuni militare. Ascult ce spun analiști militari. În general încerc să nu mă bag în probleme care nu mă pricep sau, mă rog, să-mi trag niște concluzii. Nu vreau să spun ce se întâmplă pe partea militară. E clar că se încearcă un război mai... cred că s-a schimbat strategia începutului cu continuitatea. Cred că nu vor să atace direct orașele. Cred că se tem foarte mult de prea multe morți în rândul civililor și atunci fac aceste încercuiri, dacă ai observat. Da, încercuiesc orașele. Bine, ei sunt experți în încercuiri, ca să zic așa, că și, da. Și în războiul mondial au făcut multe. Strategii, ceea ce noi trebuie să sperăm și cred și e că să fie cât mai puține victime în rândul civililor. De partea în general să fie victime cât mai puține, dar civilii sunt cei mai puțin vinovați în toată nebunia. De partea cealaltă, actorul președintele devenit actor, devenit o figură cu adevărat internațională, acum mă refer la Zelensky. Cine este el pentru tine, fără a idiliza? Eu recunosc că nu am fost niciodată un mare fan al lui Zelensky până acum. Știam cum e structurată puterea sau, mă rog, urmăream, știu că tot o mașinărie de asta oligarhică întotdeauna a fost în Ucraina foarte puternică. Evident, exista o tendință de pro-europeanism, ceea ce era în societatea ucraineană era tot mai vizibil. Asta era, să zicem, era firesc și în tendința trendurilor generale. Însă m-a surprins felul în care s-a poziționat și a dat dovadă de curaj, indiscutabil. Nu a fost un laș, cum au fost primele avioane de oligarhi care au plecat din Ucraina ca să-și salveze pielea. Adică s-a comportat ca un politician demn în folosul propriilor poporului pe care îl reprezintă. Va deveni, în ochii ucrainenilor, este un soi de erou. El e consacrat acum, istoric. Deja e consacrat, e respectat și mai departe. Asta este o dovadă că de multe ori politicienii de la care ne așteptăm la mare acte de curaj nu au și politicienii de la care aveam așteptări mai mici să se comporte foarte demn și corect. Vezi Ucraina integrată? Nu e, pentru că e clar că în cazul unor țări de aici, cum ar fi și România, la momentul integrării noi nu eram foarte apți pentru așa ceva ca nivel material, să zicem, al civilizației. Vezi Ucraina acum accelerat integrată? Nu e? Da. Acum cred că sunt mai mulți factori care vor permite acest lucru. Ba chiar... în dependență de formele care vor duce la negocieri în următoarea perioadă, chiar dacă tancul fiind la Kiev e foarte greu să-ți imaginezi o negociere reală, cred că Ucraina poate deveni mult mai repede și asta include automat și Moldova, partea comunității europene, dar comunitatea europeană trebuie să-și revizuiască în acest sens o mulțime de lucruri și trebuie să devină ceva mai activă. Mie mi s-a părut că a jucat foarte pasiv și foarte întârziat.
Adică Europa trebuie să fie mult mai prezentă la negocieri și să-și impună punctul de vedere. Nu știu dacă ai observat, îți convin de fapt că ai observat, Putin în esență încearcă să discute cu americanii. El exclude chiar și ucrainienii, chiar și UE. Adică știm un celebru diplomat american care spunea BIP de EU. Rușii și cu americanii să discute toate, să ia decizii. Până la urmă, Ucraina e partea Europei. Europa trebuie să fie interesată în mod direct. Este problema, de exemplu, după Rusia, după Ucraina și Rusia, în acest război cel mai mult are de suferit Europa. În mod direct. În acest sens, e o problemă europeană. Deci cred că Europa trebuie să insiste să fie prezentă, activă la toate aceste negocieri. Pentru că o vizează, ne vizează pe toți direct. De la pompă, la preț, la gaz, la migrație și așa mai departe. Că toți acești oameni care pleacă vin spre noi. Merg în gara de nord zi de zi și mă urc ce se întâmplă. Nu mai zic ce se întâmplă în Polonia, în Moldova. Republica Moldova sunt peste 100.000 de... Și dincolo de intrarea, integrarea ulterioară, că este un proces de durată, integrarea, poate de mare durată, a Ucrainei în EU, de fapt ce ar însemna, ce riscuri ar însemna asta pentru Uniunea Europeană? Păi riscuri, în primul rând, sunt un cumul de riscuri. În primul rând, pericolul extinderii unei forme de război. Oricum, în primul rând, de război pe teritoriul nu a Uniunii Europene, ci a Europei. Dar e în marginea Uniunii Europene, e la hotar. Economic este afectată. Când ți-ai, du-te și puneți benzină la mașină și o să vezi deodată ce înseamnă, și asta se întâmplă în toată Europa, gaz, petrol, facturile, asta înseamnă că întreaga producție, nu mai vorbesc de migrații, vom avea câteva, eu cred că vom atinge deja, avem peste 2 milioane. De refugiați. Ceea ce înseamnă în cadrul fenomenului acestuia, cum să zic, refugiaților, acum e vorba de refugiați europeni. Absolut. Are și această particularitate fenomenul. Evident că e această particularitate, dar chestia că orice formă de refugiați în masă creează un cumul de mari probleme. Evident că noi trebuie să-i ajutăm. Doamne ferește, eu zic, trebuie să ne deschidem ușile, trebuie să încercăm să creăm programe, să investim. Atenție, faptul că trebuie să ajutăm nu înseamnă că nu trebuie să și discutăm cât se poate de aplicat ce-i de discutat. Adică nu facem propagandă, discutăm cât mai aplicat aici. Bun, și că se termine emisiunea acum, trebuie să te întreb, cum vezi terminându-se războiul ăsta? Cum? Când? Dacă eu sunt adeptul negocierilor, în sensul în care, indiferent, dacă avem posibilitatea să negociem și să oprim războiul, trebuie să mergem pe calea, pentru că războiul este forma cea mai violentă posibilă. Adică orice pentru stoparea războiului. Și intervenție, evident, fără a sacrifica Ucraina. Adică nici într-un caz... Adică fără să-i se ia din teritoriu. Fără să-i se ia din teritoriu, fără să... Cum asta e destul de complicat deja. Adică trebuie să fie mulțumiți și ei, la partea negocierilor, trebuie să fie mulțumiți toate părțile. Altfel vom rămâne într-un veșnic război. Negocierea, hai să o vedem așa, cu asta e chiar finalului. Negocierea care duce la un rezultat este de fapt o victorie comună a părților implicate. Da? Că asta, pe asta se bazează. Bun. Ce-ar însemna... Așa și cu oprirea, stoparea războiului. Ce-ar însemna în acest context victorie pentru Rusia, ce-ar însemna pentru Ucraina? Cât de comună poate fi victoria asta? Pentru Rusia, ei au cerut cele 6 puncte, astăzi au apărut și le-am tradus și în presa română. Ei vor recunoașterea Crimeei, autonomie celor 2 regiuni, Lugansk și Donetsk, introducerea limbii ruse ca a doua limbă de stat a Ucrainei. Rămâne de văzut, știți cum se zice, om trăi și om vedea. Când e vorba de război, să sperăm că vorba aia om trăi, văzând... Da, sperăm să nu se mai audă glanțele. Da, sperăm să nu se mai audă glanțele. Mulțumesc, Vasilernu. Mersi și eu.